Contestații la sfârșitul săptămânii trecute erau în jur de 15, făcute de 4 sau 5 transportatori. Toate sau majoritatea contestă legalitatea folosirii cântarului, adică faptul că noi l-am preluat de la o altă instituție, Consiliul Județean, și îl folosim, și totodată se contestă rampa pe care este amplasat. Ei spun că nu are înclinația necesară și că n-ar fi conform standardelor. Sigur, noi ne vom apăra, considerăm că am făcut un lucru bun acolo. Platforma are înclinația dorită, cântarul este omologat, astfel încât nu cred că instanța va anula procesele verbale făcute. După cum vedeți și dumneavoastră, eu cred totuși că montarea acestui cântar a contribuit mult la faptul că nu vin mașini foarte încărcate pentru a strica carosabilul în Alba Iulia, și eu cred chiar că sunt mai rare cursele făcute. Adică ori au găsit soluții alternative, ori unii au renunțat. Deci până la urmă montarea acestui cântar și radarul pe care vrem să-l achiziționăm, să-l folosim, sunt cu scop de prevenție și nu neapărat cu scop de sancțiune.